Biblia îmi spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurului său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și lumea să fie mântuită prin El. Slavă Dumnezeu!